suntem, să spunem, într o poziție privilegiată, în sensul că avem cele mai multe tone colectate raportate în România în ultimii 10 ani și ne bucură că putem sublinia acest lucru. Anul acesta revenind, care e un an puțin mai greu sub aspectul resurselor numite deșeuri și a accesului implicit la această resursă, vom ajunge undeva spre 20.000 de tone. Deci ne menținem, să spunem, trendul pozitiv pe care l-am avut în ultimii 3-4 ani. Pe de o parte, există o anumită, să spunem, preocupare a autorităților publice de a conștientiza populația și evident și a noastră ca organizație. Deci, această preocupare este destul de evidentă. Ea a crescut, să spunem, ca importanță și respectiv ca activitate în sine în ultimii ani. Dar n-aș spune că, în paralel cu această preocupare și cu aceste inițiative intense de a conștientiza populația, și volumul real din piață a crescut semnificativ. A mai crescut, dar nu semnificativ. Altfel zis, pe de o parte, noi trebuie să ne preocupăm în continuare de inf bună informare, conștientizarea populației asupra importanței colectării selective a deșeurilor. Pe de altă parte, trebuie să ne preocupăm cu toții și nu numai noi, evident, de crearea, dezvoltarea infrastructurii de colectare. Pentru că degeaba informez populația despre importanța acestei activități de colectare și dacă populația nu are la dispoziție infrastructura vizibilă, accesibilă de colectare, atunci vorbele rămân frumoase, iar faptele mai puțin evidente. Deci este un efort comun, asta vreau să. un efort comun pe care atât autoritățile publice Trebuie să-l întreprindă, cât și producătorii, cei responsabili care sunt pe fluxul acesta al colectării. Evident că există, pe de o parte, un interes din partea companiilor și mai ales din partea companiilor care pun pe piață echipamente electrice și electronice. Acest interes este evident din dublă perspectivă. Odată din perspectivă: Ecologică și a doua oară din perspectivă economică. Altfel zis, ceea ce în zilele noastre de ceva timp încoace a devenit o sintagmă relativ populară și va deveni în continuare și mai populară, este vorba de conceptul de economie circulară. Acest lucru se traduce implicit prin interesul, ca să nu zicem, obligațiile fiecărui producător de a urmări ca deșeurile electrice și electronice să fie colectate corespunzător, reciclate și, într-o oarecare măsură, revalorificate. Țintele de colectare pe care implicit România trebuie să le respecte și vorbim în principal acum de fluxul pe care noi îl avem continuu sub control, e vorba de fluxul de deșeuri. Electrice și electronice, și respectiv baterii. Aici, în acest domeniu, ținta de reciclare este 45% din produsele puse pe piață anterior de orice producător. 45% poate fi mult, poate fi puțin. Depinde cât de mult și, și din ce perspectivă privim acest procent. Credem că, în România, în acest moment, 45% este, o, o, să spunem, o țintă de atins extrem de ambițioasă. Ambițioasă de ce? Pentru că având în vedere cele spuse anterior și care se referă la niște realități specifice, lipsa într-o oarecare măsură a infrastructurii de colectare informarea populației în mod constant și conștientizarea populației asupra importanței colectării selective. Implicarea autorităților, principal autorități locale, în aceste activități. Și implicarea lor este absolut fundamentală dacă ne gândim atât din punct de vedere al oferirii de spații pentru. Infrastructura care urmează să fie pusă la dispoziție de producători și de organizații în general, cât și la informare, cât și la administrarea, să spunem, acestor puncte de colectare, în ultimă instanță. Din păcate, la noi nu aș spune că autoritățile locale au conștientizat, generic vorbind, această importanță, această responsabilitate care apare prin lege. Credem că organismele statale, organizațiile, să zicem, de la nivelul autorităților locale, pot să facă mai mult pentru protecția mediului. Evident că pot și, de ce nu, aș putea spune chiar ar trebui să facă mai mult. Pentru că populația deja dorește să respire un aer mai curat și nu e poluat, dorește să vadă spații verzi mai multe și mai bine întreținute, și de ce nu dorește să aibă un nivel de o calitate a vieții până la urmă superioară celei actuale. Și atunci având în vedere toate aceste considerente, credem că și autoritățile trebuie să se implice mult mai mult decât o fac până în acest moment în această direcție. Deci noi încurajăm evident toate aceste categorii sau reprezentanții tuturor acestor categorii, pentru că implicit eforturile comune au darul de a contribui la ceea ce se numește succes, ceea ce se numește performanță și în acest domeniu al protecției mediului. Site-ul dedicat Gala Premiilor pentru Mediu Curat, care are tot, să zicem toate uh, recomandările și nu numai recomandările poate să găzduiască pe oricine dorește pentru a-și înscrie uh, proiectul, proiectele, dacă este cazul și consider că avantajul sau beneficiul de a fi înscris în gală este important în primul rând, sigur, pentru câștigători, De ce nu să recunoaștem, dar și pentru cei care înscriu proiectele pentru că orice proiect de interes pentru comunitatea locală sau mai mult decât atât, poate beneficia de o ulterioară sponsorizare, de o ulterioară alăturare a unor companii, a unor autorități, a unor ONG-uri în alte proiecte de viitor. Deci, cred în maximizarea eforturilor pe care le fac actualmente cei care își descriu proiectele pentru ceea ce doresc să fac în continuare în viitor